Bine v-am regăsit la Exclusiv în România. Poate vă amintiți, pe vremuri în România se vindeau niște pachete de sare pe care scria, printre altele, Salina Cacica. Erau foarte cunoscute, trecea așa cu privirea peste denumire, poate că nu te întrebai de unde și de ce se numește așa și de unde extrasă sarea aceasta. E bine, într-o localitate, evident, numită Cacica, unde, evident, există o salină. Însă, toată povestea din jurul acestei saline merită să fie spusă, pentru că ea a început undeva la 1783, în Bucovina, acolo se află localitatea Cacica. De fapt, ar trebui să pronunțe Cacica. De ce? Pentru că e o localitate construită de polonezi. Ei trăiesc și astăzi în împrejurim. Noi o să mergem la Solonețul Nou, dar o să mergem și la Cacica, unde se află în continuare salina aceasta, cu adevărat ieșită din comun și unică. Și polonezii reprezintă o comunitate care merită toată admirația, motiv pentru care noi vom vedea de ce atunci când ei au fost aduși să construiască salina și au găsit o mlaștină curată, au hotărât să spună bine, fie Cacica, aici rămânem noi. După care mergem un pic mai departe, până la Vama, pentru că acolo există un muzeu internațional al oului. Al oului încondeat, în principiu. Tot acolo mai există un muzeu cu totul aparte. V-ați gândit vreodată că ai putea să faci un muzeu pentru linguri, diverse tipuri de linguri? Ei bine, există și așa ceva. Și mai există și două cruci. Una a tătarilor, asta știm că au tot năvălit tătarii, la crucea bețivilor. Asta mi se pare cu adevărat interesantă. Nu știu dacă zona are neapărat reputația de acest tip, dar în sfârșit există o cruce. Și tot acolo mai merită să mai vedem ce înseamnă în principiu o bazilica minor. O biserică catolică superbă ridicată la rangul de bazilica minor de însuși Papa Ioan Paul al II-lea. Care sunt poveștile zonei? Merită să mergem și merită să vedem.